Dacă te-ai grăbit să stai la soare fără protecție solară și ai mai și dormit pe șezlong sau pe plajă, cel mai probabil te-ai ales cu niște arsuri de toată frumusețea cauzate de radiațiile ultraviolete. Simptomele arsurilor solare apar în câteva ore după expunerea la soare. Cu toate acestea, efectele complete ale afectării pielii pot dura 24 de ore. Arsurile solare ușoare vin de obicei cu roșiață și unele dureri, care pot dura între 3 și 5 zile. Pielea ta se poate coji un pic în ultimele 2 zile pe măsură ce pielea se regenerează. Arsurile moderate sunt de obicei mai dureroase, pielea va fi roșie, umflată și fierbinte la atingere. Aceste arsuri durează de obicei aproximativ o săptămână până să se vindece în întregime. Ulterior, pielea poate continua să se cojească încă 2-3 zile. Arsurile solare severe necesită uneori o vizită la un medic sau chiar o internare în spital. În acest caz, pielea este foarte dureroasă și foarte roșie și poate dura până la 2 săptămâni pentru a se recupera complet. Chiar dacă nu trebuie să mergi la spital, va trebui să rămâi acasă și să te odihnești pentru a te recupera după o arsură severă. O serie de factori pot influența durata simptomelor arsurilor solare, pentru că nu toată lumea reacționează în același mod la expunerea la soare. În general, următorii factori fac ca oamenii să fie mai susceptibili la arsuri solare severe, care în general durează mai mult pentru a se vindeca. Pielea foarte deschisă la culoare, pistrui sau părul blond roșcat din naștere, expunerea la soare între orele 10 și 15, altitudinile mari, găurile de ozon, domiciliul sau călătoriile în locuri situate în apropierea ecuatorului. Durerea de la o arsură solară începe de obicei în 6 ore, atinge maximul în jurul la 24 de ore și se va reduce de obicei după 48. Tratarea arsurilor se face cu calmante, ibuprofen sau aspirină, dar și prin aplicarea de comprese reci sau remedii din natură. Un duș rece, senzațiile de usturime și bufeurile cauzate de arsurile solare pot fi remediate cel puțin pe moment de un duș rece. Iaurtul. Conținutul de probiotice al iaurtului grăbește vindecarea pielii arse de soare. Alege un iaurt gras și lasă-l să acționeze în jur de 10 minute, apoi fă-ți un duș rece pentru a-l îndepărta. Uleiul de cocos este extrem de hidratant și are calități nutritive extrem de benefice pentru pielea arsă de soare. Aplică ulei de cocos pe pielea arsă, însă după ce îl ții la frigider, pentru a te bucura și de un efect răcoritor. Pasta de cartofi. Cartoful crud atenuează senzațiile neplăcute care apar în urma arsurilor solare, reducând inflamația de la nivelul pielii. Bea cât mai multă apă. Consumul de apă atunci când te-ai ales cu arsuri solare ajută la prevenirea deshidratării.